Atmosferă tensionată ieri în ședința extraordinară a Consiliului Local Sighet. Aleșii locali au trebuit să aprobe majorările salariale pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și din instituțiile și serviciile publice subordonate Consiliului Local. Noua grilă de salarizare și dublarea sau triplarea lefurilor în anumite cazuri au stârnit discuția aprinsă în rândul consilierilor locali. După cum bine știm cu toții, Parlamentul României a aprobat o lege, legea numărul 53, privitor la reglementarea modului de salarizare în domeniul bugetar. Dacă în toate domeniile de activitate, respectiv acele 7 sau 8 domenii de activitate, cultură, învățământ, sănătate, asistență socială, ordine și siguranță publică și celelalte ne numără, legea ministrului a înțeles să stabilească grile fixe de salarizare de la care să se plece. În domeniul administrației publice locale, și nu numai locale, și fac numai locale. Legitorul a înțeles să lasă această sarcină în la libera alegere a consiliilor locale, prin prisma propriilor percepții asupra modului din care trebuie să salarizeze funcționarii ce fac parte din administrație. Zi și făcut, astfel că după o analiză a activității funcționarilor au apărut și propunerile pentru noile salarii, creșteri salariale pentru unii și scăderi pentru alții. Întrucât unele salarii s-au majorat cu câteva mii de lei, iar altele au scăzut, doi dintre consilierii locali au propus ca acest proiect de hotărâre să fie amânat și rediscutat. Dacă vrem să discutăm serios și să facem treabă în acest oraș, în primul rând se pune problema 1. Să reorganizăm anumite instituții aflate în subordine. Că vorbim de poliție locală, că vorbim de urbana, că vorbim de indiferent ce. Să stabilim cine sunt persoanele cu responsabilitate mai mare, care sunt persoanele care au responsabilitate mai redusă, să diferențiem salariile acestora. Și în momentul în care vom discuta pe noua grilă, pe noua organigramă, atunci stabilim salariile pe noua organigramă. Văd inutil să stabilim salarii pe organigramă veche pe care executivul promite că o va schimba în termen de o lună sau două sau trei, o să vină cu nouă organigramă. Vedem salariile de încadrare la vechime zero, da, dacă ar fi debutant, sunt aceleași. Nu avem aceeași răspundere la Centrul de Informare Turistică cu Direcția Venitului. Eu față de salariul pe care îl văd aici în față, eu sunt de acord la directorul executiv, la Direcția Venituri, să dăm un salariu chiar mai mare decât îl avem aici în grilă, bineînțeles cu respectarea legii fără a depăși salariul viceprimarului. Iar la Centrul de Informare Turistică am luat doar așa un exemplu, dar să nu creadă că nu discutăm nume, discutăm funcție aici, nu suntem subiectivi. Totuși, un salariu mai mic. Și atunci putem discuta. Părerea mea este ca acest Consiliu Local să se întâlnească, facem o comisie sau ne întâlnim cu toții, cu toți angajații din subordinea noastră, sunt vreo 300 și ceva de angajați, dacă bine m-am uitat pe această listă, discutăm pe compartimente, discutăm cu venituri, discutăm cu urbanism, discutăm cu cei de la Urbana, discutăm cu fiecare pe rând, vedem care sunt doleanțele lor, pentru că noi, Consiliul Local, luăm această hotărâre și discuția, din punctul meu de vedere, trebuie să fie a noastră, a consilierilor, cu aceștia. Eu propun să aprobăm astăzi o hotărâre de Consiliul Local prin care să menținem pentru o lună de zile salariile aflate în plată, timp în care să apară noua organigramă și să discutăm pe acea organigramă și cu angajații salariile noi. Să o gândim altfel și să o reorganizăm și să vedem asupra criteriilor de performanță și să vedem fiecare, deci persoana potrivită la locul potrivit și salariul potrivit. Deci asta e gândirea mea și eu cred că ar trebui să ne gândim și chiar poate să avem o ședință sau o plită comisie, să o gândim și cu oameni care din domeniul privat, să ne spună de ce nu și ei ce gândesc, cum stabilesc salariile și să facem o medie în care să fie cât de echitabilă și față de economia muncii. Putem să ne batem joc de banul public. Am înțeles. Asta e ideea. Mai aveți ceva? Nu. Se pare normal ca bugetul local să fie, adică primăria să fie mai bogată decât statul? Adică, deci, din punctul ăsta de vedere, acum îi spun, și din neamurile mele sunt angajat la Poliția Națională, la Poliția de Frontieră și vă spun clar. Deci eu nu am auzit ca un șef birou să câștige atâta ca și un șef birou la Poliția Locală. Chiar dacă nu a fost în totalitate de acord cu modul în care s-au acordat majorările salariale, consilierul local și fostul primar Eugenia Godja a votat pentru acest proiect, după cum ea a precizat, ca să nu încurce. Eu nu vreau să încurc în situația în care se votează astăzi. Eu votez aveți o propunere care să o punem în aplicare. Dacă asta nu cereți, asta vă și servesc acum. Da. Aici, față de lumea pe care o apreciat, o schimbez și chiar îmi sunt foarte dragi. Eu am să votez. Vă mulțumesc. Cu condiția, nu vreau să fie așa repede, cu condiția, în ședința din august să fie organigrama în fața noastră.
Organigrama să fie criteriile de cum să nu se poate că lucrăm de un an de zile, criteriile de competență și de performanță și să facem trecurile. Votez pentru că nu vreau să mulțumesc. Replicile au venit rând pe rând și din partea reprezentanților sindicatelor din primărie, dar și a câtorva angajați. Eu, personalul pe care îl reprezint, sindicaliștii mei, suntem de acord, cum o relatat și o doamnă consilier fostă primar. Noi, eu în numele lor vorbesc, s-au făcut niște egalizări, niște îndreptări, de aia sindicatul în numele lor am fost de acord cu propunerea făcută de către domnul primar. De ce? Domnul consilier s-a părut că a făcut remarca că salariile sunt deosebit de exagerate în administrație, deci referitor la noi la primărie. Noile salarii, domnule. Deci propunerea, eu propunere. Deci propunere, nu sunt potriva creșterii salariilor. Nu știu de ce nu m-ați revoltat înainte, domnul consilier, că noi am fost cu salariul minim de bază și rudele dumneavoastră sau de la cine ați făcut referire din Poliția Română aveau de 4 ori. Vă mulțumim, vă rog să nu vă... Acum a făcut o convenție și vreau să spun că eu să pregătești domnul Rima Mare. Ideal ar fi fost ca legiuitorul, ca și în cazul dumneavoastră, să spună, se aplică atât la fiecare funcție și atunci nu mai era discuție, nu vă puneam pe dumneavoastră în impasul de a judeca, deci ne luam și noi salariile normal, asta ar fi fost ideal. Din păcate, legiuitorul a spus că sunteți obligați să votați salarizarea începând cu această lună. Nu este vina noastră a angajaților dacă în cadrul Consiliului nu s-au discutat anterior, nu s-a discutat cu executivul. Noi ne-am făcut munca, ca de obicei, lună de lună. Vă rugăm și dumneavoastră să luați cu prioritate această hotărâre de Consiliul Local. Înainte să se treacă la vot și viceprimarul Ildico Bereș a avut o intervenție pe marginea acestui subiect. Aceasta a precizat că în funcție de votul pe care îl vor da consilierii locali, cei aproximativ 300 de angajați își vor primi sau nu salariul pe luna iulie. În principiu, când luați o hotărâre, că acești oameni au lucrat luna aceasta, acești oameni când se duc astăzi acasă, se duc... În funcție de votul dumneavoastră, negativ sau pozitiv, cu niște bani sau fără salari pentru luna aceasta. Fiecare are un copil, are o familie. Ne-ați întrebat că de ce atunci când a fost așa și acea întâlnire cu domnii colegi nu v-am chemat. Gândiți-vă cât de repede ați venit la răspunsul nostru. Unii, nu vreau să spun toți, când am avut ședința de vineri. Câți dintre dumneavoastră veneați dacă vă chemam, vă solicitam să veniți de 2-3 ori la întâlnirile pe care i-am avut? Este foarte ușor și eu știu, este ușor să stau acolo, să știu că am salar pe luna asta și să fac niște remarci acum. Deci atât vă rog să vă gândiți. Sunt niște copii în spatele colegilor noștri, familii, niște datorii, niște salarii care au fost foarte mici și au plăit de pe o zi pe alta. Oare atunci nu ne-am pus întrebare? Da, domnul Iuga. Pentru a trece proiectul de hotărâre a fost nevoie de 11 voturi pentru, din cei 13 consilieri prezenți, Petru Rednic s-a abținut de la vot, întrucât s-ar fi aflat în conflict de interese, iar consilierul local PSD-UNPR Nicolae Iuga și consilierul independent Tudor Vlad au votat împotrivă, prin urmare proiectul a fost respins. A urmat apoi revolta angajaților din primărie și a instituțiilor din subordină, care au amenințat că nu vor mai veni la serviciu. O să trecem la vot, la punctul 2, de ordine de zi, la acest proiect de hotărâre. Inițial e domnul primar privind salarizarea funcționarilor publici și auxiliarul din primăria Municipiului Sighet, Farmație. Propun la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voturi pentru. Dacă repet, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voturi pentru. Da, vă mulțumim. Abținem? Împotrivă? Avem două. Domnul Iuga și domnul Vlad. Vă mulțumim. Și se abține domnul consilier. Redi Petru. N-a participat la vot. N-a participat la vot. Raportarea vorului legat de 11, hotărârea nu a fost aprobată. Vă mulțumim, am închis ședința de azi. Acum vă întreb ce facem noi. Vă mulțumim, am închis ședința. Și acum vă întreb noi ce facem.
de conducere, de ce n-a specificat? Ați făcut o mare confuzie, nu cunoașteți legea! Ce plecă? Să rămână consilierii, să-și lucreze, să facă acții, să-și lucreze toată activitatea mării, aparatul rog. Dacă nu primeți la lumea, după o pauză de câteva minute, 12 dintre consilierii locali au convocat o ședință de îndată și proiectul de hotărâre a fost din nou supus la vot. Ședința de îndată inițiată de 12 consilieri locale, salarizarea personalului din funcționar și nefuncționar din consiliul local. Cu toate că și de această dată cei doi consilieri locali, Nicolae Iuga și Tudor Vlad, au votat împotriva acestui proiect de hotărâre, iar Petru Rednic s-a abținut de la vot ca să nu intre în conflict de interese, majorările salariale au fost aprobate cu 10 voturi pentru, întrucât componența Consiliului Local a fost mai mică, în aceeași zi fiind înregistrată demisia din Consiliul Local a lui Vasile Moldovan. La ședința de dată, cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Domnul Tomșa, 10. Să mai greșim, să nu greșim, vă rog foarte mult. 1, domnul Tomșa, da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, votul pentru. În aceste condiții doresc să vă anunț că voi ataca această opinie de Consiliul Local Contencios Administrativ, având în vedere că a votat o persoană care este imposibilă sau vădită stare de incompatibilitate. În urma votului dat de consilierii locali, salariile brute ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local, pornesc de la 1450 de lei și depășesc 9000 de lei. Astfel, propunerea pentru salariul brut al primarului este de 9425 de lei, pentru viceprimar 7975 de lei, pentru un director executiv 7496 de lei, pentru șef de birou 6293 de lei, iar pentru casier 2160 de lei.